Bucovina, Transilvania și Valea Prahovei sunt în topul destinațiilor alese de către botoșeneni pentru a petrece mini-vacanța de Paști. Turiștii sunt așteptați cu produse tradiționale, specifice sărbătorilor. Pentru sărbătorile pascale, botoșenenii au ales să meargă în stațiunile montane, iar pachetele au variat între 2.000 și 5.000 de ron pentru două persoane, trei nopți de cazare. Indiferent că rămân acasă sau pleacă din localitate, spiritul de sărbătoare accentuează dorința botoșenenilor de a-și petrece timpul liber în compania oamenilor dragi. Cum vă petreceți sărbătorile de Paște? În familie. În familie. Cu mama, ceva special? Nu prea, că mama este foarte bolnavă și suntem într-un impas acum, nu prea. Acasă. Ce să faceți? În familie, în familie. Mă relaxez, mă. De exemplu, de seară mergeți la Prohod, la Denia Prohodului. Ați mers toată săptămâna? Toată săptămâna. Vârsta mea trebuie să stau acasă, disciplinat, cu soția și cu copiii. Vă odihniți. Cum spuneți? Vă odihniți. Ne odihnim, ne reculegem. Ne refacem forțele pentru a merge mai departe la muncă. Ce significație are Paștele pentru tine? Pentru mine? Nu știu, adică sărbătoare, ca una alta, nu mare semnificație. Știți că tineretul din zilele de astăzi nu e așa de religios. În familie. În familie. Faceți ceva special? Plecați undeva? Sau? Nu, la biserică și rest în familie. Ce semnificație are Paștele pentru dumneavoastră? Vă dați seama că Paștele e cea mai mare bucurie a creștinilor. Acasă sau la munte, după posibilități, botoșenenii speră doar să aibă parte de sănătate și de vreme bună.